Directorul Agenției de Plăți și Inspecție Socială, Giurgiu Laurențiu Ionescu, a fost adus marți dimineață la sediul DNA în baza unui mandat de aducere. După câteva ore de audieri, Laurențiu Ionescu a ieșit din sediul DNA cu cătușe, fiind reținut pentru 24 de ore și dus în arestul Poliției Capitalei, urmând să fie prezentat în data de 20 aprilie Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Alături de Laurențiu Ionescu, un dosar este cercetată și o angajată a unei fundații persoană potrivit procuror, care ar fi complice la faptele directorului de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, Giurgiu. Mai exact, cei doi sunt cercetați pentru folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente false, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, fals în înscrisul sub semnătură privată, fals intelectual, iar în cazul Adrianei Prodan, procurorii fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la comiterea infracțiunii de fals în înscrisul sub semnătură privată. Din ordonanțele întocmite de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora, în perioada august-decembrie 2015, în cadrul derulării proiectului Servicii Integrate de Sprijin pentru Victimele Violenței în Familie și Persoanelor cu Dizabilități, inculpatul Ionescu Laurențiu Costel și alte persoane au falsificat documentele, din care reiese că 55 de persoane au participat la cursuri de formare profesională și au susținut examene în cadrul acestora. În realitate, cele două cursuri nu s-au derulat, iar prejudiciul pe care îl invocă anchetatorii se ridică la suma totală de 109.495 de lei, constând în toate sumele de bani achitate cu ocazia respectivelor cursuri.